Există anumite țeluri morale pe care Biserica lui Hristos le are în vedere, pentru care Hristos a murit și a înviat din morți și la care Duhul Sfânt lucrează în viața oamenilor. Și anume, să rodească în caracterul uman toate atributele Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Acestea sunt calități ale Duhului Sfânt. Știți cum este cerul pe timpul zilei. Lumina soarelui coboară sub forma razelor solare, care sunt de nuanță aurie și care totuși au în ele o nuanță albicioasă ce nu este auriu, dar aceasta este lumina normală cu care suntem obișnuiți peste tot în lume. O bucată de sticlă de o anumită formă ne arată atunci când reflectă lumina solară că ea nu este de o singură nuanță, ci de multe tonuri variate. Tonurile încep de la lumina vizibilă și ajung până la unde de lumină care sunt atât de lungi încât nu se mai pot vedea. Într-o prismă putem vedea aproximativ 7 nuanțe ale luminii solare. Dumnezeu ne spune că El este lumină și este scris că Iisus Hristos este soarele neprihănirii, Maleahii 4,2, iar Dumnezeu este ca și Iisus. Dumnezeu este un soare și un scut, Psalmul 84, versetul 11. Duhul Sfânt este Duhul Tatălui și al Fiului împreună. Noi cântăm: Duh Sfânt, lumină divină, strălucește peste inima mea, alungă umbrele nopții și transformă întunericul meu în lumină. La fel ca și lumina, Duhul Sfânt este unul, dar când vine în inima unui om, el se fragmentează. Putem vedea caracterul Duhului Sfânt împărțit pe secțiuni sau în culori, la fel cum lumina trece printr-o prismă. Calitățile pe care Duhul Sfânt le aduce sunt acestea: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Aș dori să ne uităm la fiecare dintre aceste calități pe rând, deși ele sunt de aceeași origine și nu poți avea una fără a le avea și pe celelalte. Scriptura spune că roada Duhului Sfânt este dragostea. Cred că toată lumea este de acord că lucrul care lipsește astăzi este dragostea. Nu poți citi ziarul sau asculta radioul fără să auzi o dezbatere politică sau o dezbatere pe tema educației. De fapt, nu poți auzi aproape nimic în care să nu existe contradicții, ostilitate și ură. Lumea este plină de ură, în timp ce Dumnezeu este dragoste. Dar cum putem transfera această calitate de la Dumnezeu, care este dragoste, în inima omului, care este plină de ură, și să o lăsăm să strălucească și să producă lumina dragostei? Această problemă și-a pus-o Dumnezeu, dar este o problemă pe care Dumnezeu, fiind atotputernic și atotștiutor, poate și chiar o rezolvă. El trimite sursa dragostei în inima omului. Duhul Sfânt revarsă dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Cum putem noi creștinii să fim așa cum suntem, atât de reci, atât de iritați și încruntați? Noi trebuie să fim femei și bărbați îndrăgostiți. Toți știm că o persoană care este îndrăgostită este o persoană transformată. Lumea aceasta, săracă, nebună, decăzută, cântă despre acest lucru cu o voce seducătoare, dar are dreptate. Acum haideți, cât putem de repede, să ne îndreptăm atenția spre acea calitate mai măreață, mai sfântă, și anume dragostea lui Dumnezeu. Mă întreb, cum de putem să fim atât de înfrânați și moderați când noi, de fapt, ar trebui să fim femei și bărbați îndrăgostiți? Dragostea lui Dumnezeu este în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Noi îl iubim pe Dumnezeu și îi iubim și pe alții de dragul Lui. Ca și creștini plini de Duhul Sfânt, nu doar că îl vom iubi pe Dumnezeu în mod suprem, dar vom iubi și tot ceea ce iubește Dumnezeu, de dragul Lui. Când vorbesc despre roada bucuriei, îmi place să o numesc puterea bucuriei. Oamenii vorbesc atât de mult despre bucurie, dar nu au cu adevărat bucuria Domnului.
Devin din ce în ce mai convins că motivul pentru care creștinii evanghelici au atâtea evenimente, concerte, filme, dispozitive de tot felul, bărbați și femei pe care îi sărbătoresc, este pentru că bucuria Domnului nu este cu adevărat în inimile lor. O persoană bucuroasă nu are nevoie de prea multe. Recent am auzit un predicator la radio spunând: nu poți învinge un om plin de bucurie. Omul care are bucuria Domnului în inima lui nu poate fi învins. Are ceva care țâșnește din interiorul său. Nu trebuie să încercăm să o fabricăm noi. Cred că însuși Dumnezeu este scârbit de ceea ce vede la noi. Toate micile trucuri și artificii pe care le folosim în încercarea noastră de a aduce fericirea, când de fapt nouă ne lipsește izvorul bucuriei ce vine doar din interior. Când această fântână a bucuriei nu curge, noi încercăm să vopsim pompa pentru a scoate bucurie. Punem clopoței pe mânerul învechit al pompei, dar acest lucru nu aduce apa. Bucuria nu poate fi creată. Ea vine de la Duhul Sfânt. Este un atribut al Duhului Sfânt care inundă credinciosul în fiecare zi. Apoi avem puterea păcii, pacea lui Dumnezeu în inima omului. Poporul lui Dumnezeu nu este un popor al păcii. Atâția oameni au riduri pe frunte, între sprâncene. De ce? Pentru că ne îngrijorăm. Lumea ne dă de furcă. Ne îngrijorăm în privința afacerii. Ne îngrijorăm cu privire la toate lucrurile ce ne înconjoară. Cuvântul lui Dumnezeu spune că roada Duhului Sfânt este pacea și noi obișnuim să cântăm despre lucruri pe care nu le avem. Noi cântăm despre pace încruntați, îngrijorându-ne de ce se va întâmpla după ce plecăm de la biserică. Ne-am îngrijorat și astfel am pierdut pace. În loc să avem pace, prin prezența Duhului Sfânt. Există putere în îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare este o stare sufletească ce îndură rănile cu multă răbdare. Nu este vorba de rănile care vin în urma unor lovituri, ci de acele răni care provin dintr-un tratament nedrept din partea altora. Oamenii sunt vinovați, desigur, și de aceea avem nevoie de îndelungă răbdare. Un sinonim al îndelungii răbdări, desigur, este răbdarea. Știți cum suntem noi, bărbații și femeile, nerăbdători la culoarea galbenă a semaforului, gata să punem moneda în automat, iar dacă se întâmplă să nu primim nimic, lovim cu pumnul în aparat. Românul își pierde răbdarea și când ratează o simplă intrare pe ușa automată rotativă a unui magazin. Lipsa răbdării este cauza tuturor problemelor noastre fizice și psihice, iar Duhul Sfânt contracarează acest lucru dându-ne îndelungă răbdare. Diferența este că El nu spune să cultivăm îndelungă răbdare. El spune că roada Duhului Sfânt este îndelungă răbdare. Acest lucru nu poate fi cultivat și am încercat să fiu corect spunând acest lucru. M-am străduit să punctez faptul că sunt anumite daruri și talente, dar aceste lucruri vin ca roade, iar copacul nu cultivă roadele. Fermierul o face. Gândiți-vă la vița de vie. Omul cultivă via, nu via se cultivă pe ea însăși. Via nu cultivă nimic. Via pur și simplu stă nemișcată și poartă roadele. Seva, sucul acela ce vine de la Dumnezeu și natura ce lucrează la vie, produce calitatea strugurilor. Este ceva ce Duhul Sfânt aduce în inimile noastre. Apoi avem bunătatea. Opusul ei este răutatea. Bunătatea este refuzul de a răni pe cineva. Este de asemenea opusul durității. Dar cum putem avea bunătate în vremurile acestea? Nu cunosc niciun mod de a cultiva bunătatea. Ea vine numai prin Duhul Sfânt cel binecuvântat. Facerea de bine se referă la două lucruri: bunăvoință și milă. Opusul ei ar fi lipsa milei sau cruzimea. Așadar, Duhul lui Dumnezeu aduce în viața credinciosului toate acele lucruri care sunt bune, pure, curate și cinstite din punct de vedere moral și folositoare vieții și inimii. Duhul Sfânt rodește în noi credincioșie.
Dacă credincioșii ar fi plini de Duhul Sfânt, nu ar exista prea multe căderi de la credință. Dar de ce există aceste căderi? Pentru că oamenii nu pot să-și păstreze mințile hotărâte să-L slujească pe Dumnezeu. Nu poți pur și simplu să te hotărăști să-L slujești pe Dumnezeu doar pentru că ai ascultat un vorbitor motivațional sau pe altcineva care a insistat până când ai zis, da, îl accept pe Domnul Iisus. Dacă cineva te poate convinge să intri în împărăție, la fel de bine, poate altcineva să te convingă să ieși din ea. Dacă Duhul Sfânt nu deschide ușa, nu iluminează o persoană și nu o conduce spre Dumnezeu, atunci oricine poate conduce acea persoană departe de El. Duhul lui Dumnezeu este Cel care vine și rodește în noi credincioșie, statornicie și loialitate. Credincioșia este sădită de către Duhul Sfânt. Depindem de Duhul Sfânt în întregime. Tot ceea ce avem vine de la El. Hristos nu mai este pe pământ din anul 33 după Hristos și încă nu s-a întors. El șade la dreapta scaunului de domnie și încă nu ni s-a arătat în prezență umană, vizibilă. El a spus, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Ioan 14:16. Și acest mângâietor vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Versetul 26. Nu a existat vreodată o creștere a bisericii care să nu-și fi avut originea în Duhul Sfânt. Nu a existat vreodată o trezire spirituală care să nu fi fost adusă de către Duhul Sfânt. Nu a existat vreodată o realizare pe câmpul de misiune care să nu fi fost dată de către Duhul Sfânt. Nu a existat vreodată o persoană care să se fi întors la Dumnezeu fără ca Duhul Sfânt să o întoarcă. Nu a existat vreodată un creștin binecuvântat a cărui binecuvântare să nu fi venit de la Duhul Sfânt. Nu a existat vreodată un răspuns la rugăciune care să nu fi fost dat de către Duhul Sfânt. Nu a existat vreodată un credincios plin de Duhul Sfânt pe care să nu-l fi umplut Duhul Sfânt. Trebuie să ne plecăm pe genunchi și să petrecem cel puțin un sfert de oră cerându-ne iertare Dumnezeului Celui Atotputernic pentru felul în care l-am tratat pe Duhul Sfânt. De-a lungul timpului, învățătorii ne-au indus în eroare spunându-ne că Duhul Sfânt nu vorbește despre El însuși. Așadar, nici noi nu trebuie să vorbim despre El. Dar nu cunosc ei oare că atunci când Scriptura spune că Duhul Sfânt nu va vorbi de la El, se referă la faptul că nu va vorbi din partea Lui însuși? Nu înseamnă că nu va vorbi despre El. Permiteți-mi să vă adresez câteva întrebări retorice. A fost Duhul Sfânt acela care a inspirat Biblia? Dacă Duhul Sfânt a inspirat Biblia, atunci Biblia vorbește despre Duhul Sfânt? Dacă Biblia vorbește despre Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a inspirat Biblia, atunci Duhul Sfânt a vorbit despre sine însuși? Desigur că El a vorbit despre sine. Așadar, când citim că Duhul Sfânt nu va vorbi de la El, învățătorii noștri biblici spun, nu vorbiți despre Duhul Sfânt, pentru că El nu vorbește despre sine însuși. Duhul Sfânt l-a inspirat pe Pavel să spună că tot ceea ce poate fi cunoscut despre Duhul Sfânt, Duhul Sfânt însuși ne descoperă. Tot ceea ce poate fi cunoscut despre Iisus, Duhul Sfânt ne descoperă. Și tot ceea ce poate fi cunoscut despre Tatăl, Duhul Sfânt ne descoperă. Tot ceea ce putem noi cunoaște despre teologie vine prin Duhul Sfânt. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 13 și 14. Un scriitor german de odinioară obișnuia să spună că inima este cel mai bun teolog. Îmi place cum sună asta. O inimă plină de Duhul Sfânt, o inimă pe care Duhul Sfânt o iluminează, este întotdeauna cel mai bun teolog. Poți avea întotdeauna mai multă lumină decât ceea ce primești când te învață alții. Și eu, desigur, cred în a-i învăța pe alții. Dar eu pot învăța fie printr-un proces lung și greoi, fie pot fi luminat de către Duhul Sfânt în mod direct. Dați-mi acel om a cărui inimă este permanent iluminată de Duhul Sfânt. Noi putem învăța mai mult dintr-o revelație dată de Duhul Sfânt decât în 10 ani de școală biblică. Duhul Sfânt însuși este teologul care ne învață. Blândețea, desigur, este opusul aroganței.
Blândețea înseamnă a fi și a te purta într-o manieră delicată cu ceilalți. Nu mai întâlnim prea mult această calitate în zilele noastre. Noi trăim în secolul vitezei. Pornește radioul și vei auzi crainici vorbind neîncetat, fără răsuflare. Programele religioase în mod deosebit se petrec în viteză și au devenit foarte zgomotoase. Dar unde este maniera delicată de a face lucrurile? Numai Duhul Sfânt este acel susur blând și liniștit care o poate aduce. Poate cineva dintre voi să întrebe, cum poate cineva ca dumneavoastră să vorbească despre duioșie și manieră delicată? Ei bine, dacă Dumnezeu nu mi-ar fi schimbat inima, știți ce aș fi în stare să fac? Aș fi în stare să-mi folosesc limba ascuțită pentru a-i răni pe toți din adunare. Dar Duhul Sfânt mi-a schimbat viața. Nu vorbim despre strădania mea de a fi blând, ci despre a permite blândeții Duhului Sfânt să stăpânească viața mea. Apoi, există puterea ce vine din înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor sau cumpătarea este opusul necumpătării. Duhul Sfânt este maestru în a ne ajuta să fim cumpătați. Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Puterea de a revărsa prin puterea lui Dumnezeu într-o inimă fără dragoste, oceane de dragoste și într-o inimă fără bucurie, izvoare de bucurie. Într-o inimă îngrijorată, o mare de pace. Celor care sunt fără răbdare, El le dă îndelungă răbdare. Răutatea, El o schimbă în bunătate. Celor ce s-au murdărit, El le dă o inimă curată. Celui ce este instabil, El îi dă stabilitate. El schimbă aroganța și mândria în blândețe și smerenie. Celui necumpătat, El îi dă cumpătare. Dacă aceste lucruri sunt adevărate, mă întreb cine se mai poate ridica pentru a critica pe altcineva? Cine poate afirma că Tozer este fanatic? Este o exagerare să afirm faptul că noi trebuie să fim iubitori, bucuroși, plini de pace, credincioși, blânzi și cumpătați? Este acest lucru fanatism? Dacă este, atunci trimite, Doamne, mai mulți fanatici în calea noastră. Cine îndrăznește să ne acuze de fanatism? Cine îndrăznește să ne numească fanatici când spunem că însușirile care îi aparțin lui Dumnezeu pot să vină asupra noastră prin botezul puternic cu Duhul Sfânt, iar caracterul persoanei respective poate fi astfel schimbat? Duhul Sfânt te poate transforma și te poate face sfânt pe interior. Oricine spune că nu este adevărat, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt vine peste o persoană, roada acestei prezențe se va manifesta în viața lui, roadă care nu este produsă de acea persoană, ci de Duhul Sfânt din inimă care îl înalță pe Hristos. Duhule Sfinte, umple-mi viața cu roada ta binecuvântată și hrănește viața mea spirituală, ca să te pot glorifica pe tine. Amin.